Ziua Internațională a Femeii, marcată în fiecare an la 8 martie, este un prilej pentru a sărbători actele de curaj și hotărâre ale femeilor obișnuite, care au jucat un rol important în istoria țărilor și comunităților lor, de a reflecta asupra progreselor înregistrate și de a cere schimbări. Am încurajat întotdeauna femeile, le-am susținut în privința asumării carierei dorite pentru implicare. Am încredere în potențialul feminin, în capacitatea și calitățile femeilor. Ca soții, mame, dar și ca reprezentante ale diferitelor profesii, au dovedit că sunt sunt eficiente și că pot fi un exemplu de urmat pentru tinerele generații. Merită înainte de toate prețuire, respect, admirație și susținere. Ziua Internațională a Femeii a fost întotdeauna pentru mine un prilej pentru a evoca valoarea femeilor în societate, dar și importanța valorificării potențialului feminin în mediul economic, administrativ și politic. În fiecare an am participat la conferințe ale femeilor de afaceri în țară și în străinătate și am promovat valoarea feminină fără a face însă discriminare de gen. Important este să crească încrederea societății în valoarea femeilor. Cu ocazia Zilei femeii le urez din toată inima tuturor femeilor românce sănătate, bucurii, iubire și la mulți ani. Este mesajul transmis de europarlamentarul Maria Grapini.